Dacă pentru unii investitori în procesarea legumelor și fructelor acest gen de afacere necesită riscuri și investiții majore, pentru familia Corban totul a început dintr-o joacă de copil. În urmă cu ceva timp, membrii familiei din Dărmănești, județul Bacău, produceau zacuscă și dulcețuri pentru rude și prieteni. Cu timpul, aceste bunătăți au început să fie căutate de cât mai mulți și cererea a crescut. Acum totul s-a transformat într-o afacere rentabilă. Cu o materie primă atent culeasă din zona munților Nemira, o zonă curată și nepoluată, familia Corban a reușit să-și desfacă marfa chiar și în băcăniile din Europa de Vest și din Asia. Primele recolte, acum 7-8 ani, am făcut dulcețuri și au mers prima dată la cunoscuți, la prieteni și apoi la magazine mici de specialitate gen băcănii. Au prins atunci? Da, au prins și cred că datorită calității am avut plăcerea, sau să zic că am vândut, am produs, am vândut. Nu am stat cu nimic pe stoc. Deci a existat un flux și ceea ce ne bucură și în acest moment este faptul că clienții noștri se întorc în magazine și întreabă de brandul Mihailinca. Suntem certificați și bio. Avem câteva produse certificate bio. Noi încercăm să mai facem ceva nou pe lângă rețetele care le avem. Să mai facem, de exemplu, o salată de ciuperci, să nu mai facem tot din zona noastră. Sau niște ardei marinați, tot mai, ca să mai îmbunătățim și noi. Și vedem cum merge pe piață. Dacă merge, e bine. Dacă nu, ne bazăm pe... Dar produsul dumneavoastră preferat care este? Produsul meu preferat, zacusca de hribi. Iar ca dulceață? Cireșea mare. Cireșea mare. Acum livrăm la niște firme care distribuie produsele în Marea Britanie. Produsele se găsesc și pe rafturile unor magazine în Bahrain. Sunt în Italia, mai sunt în Belgia, în câteva magazine în Franța. Sunt prezente pe rafturi acolo, au un anumit succes, sunt produse noi pentru ei, pentru că e diferență foarte mare de cultură între Europa de Est și Asia sau Europa de Vest chiar. Nu contează de unde ești, atâta timp cât pui un produs corect pe masă, trebuie să prindă, până la urmă nu se poate. Rețetele sunt de la mama mea, datorită faptului tata a fost pădurar, era toată ziua prin pădure și aduna ciuperci. Și ciupercile în funcție de sezon, începând cu gălbiori, începând cu ghebele, începând cu hribi. Și noi am stat mai mult la o cabană în pădure. Și atunci mama, fiind și copii, și asta ne învăța cum să facem zacusca la foc de lemne, la ceaun de tuci. Și acum am pus bazele în continuare la Mica Ilinca, la fabricuța Mica Ilinca. Rețetele sunt vechi? Da. Sau foarte vechi? Foarte vechi. De la mama mea, cred că au 100 de ani. Noi avem rețetele foarte clar stabilite, nu deviem de la ele absolut deloc, iar avem discuții permanente sau la 100 de grame, 200 de grame, dacă vorbești de cantități foarte mari, nu sunt sesizabile. Dar eu țin foarte mult la stricteția asta pentru că nu vreau să... Adică vreau să am același gust în fiecare borcan. Nu vreau să deviez foarte mult de la lot la lot. Dar diferă gustul de la an la an în funcție de fructe sau păstrați? Aici nu avem ce face. Nu avem ce face. Aici jucăm cum vrea mama natură. Anul ăsta e mai multă ploaie, anul viitor e mai puțină ploaie. Și cum diferă gustul? Dacă diferă. E mai multă ploaie? Diferă. Dacă e mai multă ploaie, atunci fructul nu mai e atât de dulce, se spală aroma. Dacă e mai secetă, nu mai sunt fructe, dar în schimb sunt foarte, foarte bună calitate.